Salutare, iubitori ai rugby românesc! Bine ați venit la o nouă ediție a Sport for Life Rugby Mania. Astăzi vom avea invitații alături de noi pe Jeremy Rockfar și pe Cătălin Fercu, co-moderatorul acestui podcast. Bun venit, domnilor, și mulțumesc că ați acceptat să ne vedem în această zi. Salutare, domnule. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara. Jeremy, pentru mine ești, să spun așa, un subiect foarte interesant, pentru că eu am auzit foarte multe despre tine și de curând noi am luat contact, am schimbat câteva mesaje și am spus că ar fi foarte interesant să fac un podcast cu tine, să facem un podcast cu tine, să te descoperim mai bine și să ne povestești, deoarece tu ești venit de 17 ani în România, spuneai, și mi-ar plăcea să vedem România prin ochii unui străin. Și aș vrea să te întreb, față de acum 17 ani, când ai ajuns în România, cum arăta rugby românesc și cum arată acum, după 17 ani de România pe care tu i-ai petrecut aici, cum arată în momentul de față rugby românesc prin ochii unui francez, să spunem, naturalizat, sau nu știu dacă ai și cetățenia română, prin ochii unui francez care trăiește în România. Bine, salutare și mulțumesc de invitație. Rugby românesc s-a schimbat, nu pot să spun că nu s-a schimbat, s-a schimbat. Când am ajuns acum 17 ani, am ajuns direct la Grivița prin Daniel Mitrea, care m-a îndrumat, Stefan și Daniel, care m-au îndrumat, care vorbea franceză și atunci era mai simplu. M-am îndrumat spre Grivița și am ajuns acolo într-un club destul de ok, destul de asemănător, să zicem, cu o echipă din Franța de un nivel mediu, semi-pro, să zicem. Exista două divizie, o divizie cu două grupe, parcă. Țin minte că eram cu Dinamo în grupă, erau Steaua, erau toate echipe din București în același grup, și erau diferențe de nivel, bineînțeles. Deja atunci, știu că cred că... Eu n-am jucat la Grivița, din păcate. Eu am făcut antrenament, dar n-am avut posibilitate. Mi s-a spus că e complicat cu licență și n-am putut să joc. Nu știu ce s-a întâmplat mai exact, că e deja de 17 ani, am uitat. Dar da, m-am antrenat, am făcut niște meci test, dar n-am reușit să joc. Dar era o echipă interesantă, era o echipă deja care se juca un pic mai jos decât Steaua și Dinamo, dar o echipă interesantă. Acum rugby s-a schimbat, într-adevăr, s-a evoluat. Au venit poate și niște antrenori din afara care au schimbat rugby. Cred că Cătălin, acum câțiva ani, știi că acum câțiva ani venise mai mult un val așa cu antrenori străini. Chester, nu știu dacă a fost primul, dar a fost unul dintre primii la un club profesionist. Și a mai venit niște antrenori străini și poate asta s-a schimbat și bine, evoluează rugby, nu mai se evolueze, dar bazele nu prea s-au schimbat. Asta este problema. Și asta știm. Terenul cam la fel sunt. Și Infrastructura, da. cred că sunt la fel. Grivița, de exemplu, din păcate, arată la fel sau poate mai rău decât acum 17 ani. Și bazele din țară cam la fel. Nu sunt teren care n-au evoluat, într-adevăr. Rugby a evoluat puțin, a evoluat, nu pot să spun, e mai profesionist, e mai serios. Clubul sunt din ce în ce mai serios, că, într-adevăr, acum poate câțiva ani, 10 ani, audeam probleme cu plății, audeam probleme cu multe chestii, acum s-a cam stabilizat. Cu club mare nu prea se mai aude că n-a fost plătit sau așa. În afară de o excepție, poate, anul trecut, restul de cluburi sunt destul de serios. Sunt destul de serios, nu mai pot să facă ce faceau înainte, să zicem.
S-a Se schimbat mai și de întâmplă, contracte. bineînțeles, se mai întâmplă, sunt contracte făcute și atunci poți să pun multe chestii într-un contract. De asta trebuie să citești contract și aici intră rolul meu de agent, într-adevăr. Dar ca să revenim la întrebare, rugby, da, s-a schimbat. Eu cred că s-a schimbat totuși. Vorbim de rugby profesionist. La rugby semi-profesionist, da, stagnam, nivelul e cam același, zicem. Într-adevăr, nu evoluăm foarte mult pe asta, că nu sunt bani până la urmă și banii sunt importante în rugby, cum știm și în toți, de fapt. Așa e. Cătălin, dacă vrei și tu să adresezi o întrebare lui Jeremy în legătură cu... Ce post ai jucat în Franța și, bineînțeles, ai zis că în România nu ai jucat sau ți-ai fi dorit să joci? Da, eu sunt centru de meserie, sunt mai mic de statură și am jucat centru aripi, am început ca oricine la aripi, în Franța la 12 ani. Un prieten de la judo, eu făceam judo de performanță și un prieten de la judo m-a adus și mi-a zis că face și el judo și rugby și am ajuns așa în Nisa, în club din Nisa. Nu se cheamă Stanis, nu se cheamă Stanisua cum se numește acum, Stanisua. Se numește fel, dar e același club. Și acolo am început și am evoluat la cel mai mare nivel în Franța. La U16, U18 și am avut o foarte bună echipă, am făcut faze finale an de an, la rând, cu un antrenor foarte, foarte bun care jucase la Naționala Franței, cunoscut în sudul Franței și era ceva impresionant. Era ca în poveste, când vorbea în vestiar, totul lumea tacea și, în fine, amintire plăcută. Și am jucat și 10, am jucat și 9, că am 1,72 de înălțime, așa că am trecut și la 9, dar nu-mi plăcea foarte mult, că eu eram mai mult pe bubuială, cum se spune, Da. și lumea mea știe în România că eu am jucat aici, nu, că aici am jucat un pic la Grevița, dar după am jucat la Barbarians. Barbarians era o echipă din francez, făcut de un Da. francez, și eram într-o perioadă 55 de francez, Wow. și cu român amestecat și de toate nivel, unii de la Stade Toulousain, unii de la Brive, unii de Wow. amator, nivel amator și aveam un nivel destul de bun. Ne băteam cu Grivița câteodată cam la același nivel, dar eram amator, toată lumea muncea sau erau studenți și era foarte tare, un antrenor francez și am avut mulți jucători români care au venit, care erau plăcută atmosferă și au venit și de 10 ani, 12 ani, 10, 11 ani, sunt la Arechini București, o echipă Arechini București After World Rugby, o echipă complet amator, de sunt puțini, din păcate, complet amator sunt puțini, ca în Franța sau ca în altă țară, din păcate nu s-a împins spre mai amator, dar e cel mai important și de acolo cred că începe tot. Într-un club amator începe și crește și te duci după. Dar aici poate e diferit. Și Arechini, și am jucat acolo, acum am îmbătrânit și am trecut pe gramada, da. Și acum mai joc din când în când, evit contact, că am 2 ernii, trei ernii și încerc să mă las de contact și să încep de Da. rugby touch. Păi poate am strânge la nivel de amator mai mulți jucători dacă nu ar mai fi cu contact. Știu că poate pare absurd să zici să joci rugby fără contact, dar este totuși un sport dur și după anumită vârstă nu prea să mai încumetă foarte multă lume să-l practice. Da. Dacă ar Poate rugby fi la touch. nivel poftim, da, taci, nu știu, Touch. să fie altele, da, să nu fie neapărat cu placaje, că să fie taci, să faci Exact. o grămadă spontană, să faci o grămadă, dar să fie Simulat. zi Simulat. simulate. În România e greu. E greu pentru că noi am încercat. Am lansat și touch România, adică touch, adevărat touch, Da. nu tușei, touch care se joacă, care în Noua Zeelandă, Australia.
și am lansat un pic, am avut succes, într-adevăr, cu pandemie, după ne-am oprit și acum avem gând să lansăm din nou. Dar și oameni începători, noi avem foarte mulți începători. La Arlechin sunt jucători care au experiență, care au jucat la în Super League, în DNS-ul sau care au fost chiar la Națională de tineret. Avem jucători care au jucat puțin câțiva ani la club și avem jucători care nu au făcut niciodată rugby. Și avem din ce în ce mai mulți. Tocmai acum 2 săptămâni am deschis și antrenez acum un grup de începători. Și ei vor contact. Au 20 de ani, 30 de ani și vin și vor contact. Nu vor touch. Păi da, ei Incredibil. n-au jucat. N-au N-au jucat. Nu, jucat. nu știu încă despre ce e vorba. Exact. Și Da, atunci, da, noi încercăm să ne împingem spre touch și dau marca că încep cu touch, că na, nu pot să joc da. Da. contact direct. Și la vârsta noastră, acum fost jucător, la fel, facem mult touch. Acum, oricum și la echipe pro, se face foarte mult touch decât contact, că încerc să evite cât mai mult contact fizic. Contactul. 14, cred că 20% din timp, într-un timp de săptămână, într-un program de săptămână, 20% e contact. Deja e mult, 20% e mult. Oameni vor contact, vor să învețe să placheze, vor să... Na, Da, cum așa știu? se pot. Asta se Da. pot face la antrenament. Aici vreau să te adresez o întrebare. Consider că dacă s-ar introduce la nivel de junior, ceea ce mă refer în toată lumea, poate e introdus în alte țări, taciu, un loc de contactul fizic în competiție, până la o vârstă de 10-12 ani, ar veni mai mulți copii? Ai putea să strângi mai mulți copii? E greu întrebare. Tocmai asta. Poate Noi mulți se avem, noi sperie. avem exemplu care pot să-ți dau este noi avem Arechini Kids. Am creat acum 3 ani, 4, nu știu, 13 ani e foarte repede și e mai așa. Am Da. creat Arechini Kids, un fost jucător de la Arechini, Matei, a creat și el, are 3 băieți acasă și a zis, hai să fac și eu ceva cu Fac o ei. echipă. Se încep să facă o echipă și așa s-a strâns. De la jucător al echinii care aduceau copii și de la prieteni și avem 20 și ceva de copii. Nu suntem afiliați al echinii, nu e afiliața federației, în care echinii kids nu e afiliața federației, strict amator, încercăm să învățăm rugby, sportul ăsta. Și copiii, noi am început cu touch. Hai să facem touch, touch. E normal. Nu au jucat niciodată, trebuie să facem touch. Și părinții care au venit au văzut că e touch și mulți copii n-au mai venit. Ei s-au șutat că e rugby, vreau să fac rugby, e cu contact. Și atunci, acum, într-adevăr, ne învățam să placez, ne învățam cu perne, cu tot. Dar dacă era touch, nu știu dacă Dar nu, eu se mă refer continua. strict, da, E știu, e cu duș competiție, dacă întors. E cu duș întors, da, eu m-am referit doar în competiții. de exemplu, Mă refer doar în Franța. competiții, nu mă refer la antrenament. Normal că la antrenament trebuie să-l înveți să placheze, să intre și așa mai departe. În Doar în Franța competiții. nu există touch-ul. Există la antrenament, există niște competiții de loisir, cum zice ei, tot așa amator, 5 la 5, cum zic ei. Au inventat francez tot timpul să inventeze ceva nou, au inventat touch-ul lor. Dar la copii, dacă ne referăm la copii, e cu contact. E cu contact, dar ca în Federal 2, 3 și mai jos, este placaj sub centură. Sunt niște, n-ai voie să placezi cu 2 oameni. Sunt mai mult că Mai reguli. multe reguli de siguranță, da. Care ar trebui poate aplicat în România la nivel de DNS. Eu aș fi aplicat asta. Acum, statistic, nu știu, nu recunosc statistic dacă chiar sunt mai puțin accidentare la cap, de exemplu, decât la placaj normal. Asta nu știu, nu pot să, nu știu, nu cunosc statistic. Cred Dar că într-adevăr asta a făcut. în campionatele puternice profesioniste, cred că au astfel de statistici unde văd exact și am văzut că se schimbă regulile în funcție de numărul de accidentări și unde intervin cele mai multe accidentări, încearcă
prin rugby să schimbe anumite reguli, tocmai pentru a preveni. Am văzut chiar că sunt jucători care au dat în judecată federațiile în Anglia, am văzut că federația a fost dată în judecată pentru că jucătorii consideră că federația n-a luat toate măsurile pentru a le proteja integritatea. Bine, asta este o altă discuție pe care o vom avea ulterior. Totuși, vom trece la arlechinii puțin mai târziu, pentru că nu vreau să închidem acest subiect. În schimb, puțini oameni cunosc că tu ești și un agent de jucători. Și ai mulți jucători, din ce am înțeles eu, na, mai întind și eu antenele unde pot și unde am posibilitatea și am auzit că ești un agent și serios, dar care impresariezi mulți jucători români. Spune-mi, de ce jucătorii români nu mai sunt interesați pentru campionatul francez? Pentru că noi acolo aveam cei mai mulți jucători înainte. Care este problema? Sunt georgienii care ne-au luat fața? Sau principala problemă este la noi? Adică că nu mai avem calitatea, nu mai avem ambiția, determinarea pe care o aveam în trecut, seriozitatea poate. Fii Da, sincer, da. fii sincer. Am o agenție, Wingman Rugby Agenție. Sunt cu un partener din Spania, recent asociat cu un partener din Spania și partener cu agenție, cea mai mare agenție din lume, din Franța, bine, din Franța. Sunt nu din Franța, acum sunt american, dar am partener cu ei pentru club de top. Georgia, ai făcut comparații cu Georgia, nu putem să facem comparații cu Georgia și nu o să putem să facem niciodată comparații cu Georgia. Georgia are cel mai mult ca țară din lume, are cel mai mult jucători în top 14 și în Pro D2, peste 100. Așa că nu putem să ne comparăm cu ei. Acum, te întrerup, acum nu ne mai putem compara cu ei. Și înainte, tot au avut peste noi. Bine, vorbim de ultimii 20 de ani. Tot au avut peste noi ca număr. A fost valvola de unde au venit mulți și s-au prăbușit. Dar România au avut tot timp jucători în top, dar ei n-au depășit de mult, de foarte mult timp. Dar jucător român, ca să revin la întrebare, jucător român de ce nu vrea să mai pleacă? Am foarte mult cerere de copii care vor să pleacă. Sunt foarte mulți jucători români care vor să pleacă și care visează. Dar e foarte greu să ajungi. E foarte greu să ajungi în Franța. Dacă vrei să intri într-o academie mare, să ajungi în Franța e ușor. Într-un club mai mic, de la nivelul tău. Dar dacă vrei să intri într-o academie mare, e foarte greu. De ce? Că ne batem cu lume. Cu toată lumea. Și România, din păcate, pe arte, în rugby, acum este, cu părere de rău, aproape nimic. Fiindcă toată lumea vrea să vină aici. Un neozelandez, un african de sud, un jucător din Irlanda, un jucător din oriunde. Un olandez, care genetic e mai înalt decât mine și atunci, decât român și atunci, dacă e linia a doua, e luat un olandez, din păcat. Doar opri, îmi cer scuze, este urât partea mea. Deci să mai trece. Pot să-ți răspund la întrebare. Pot să și Legătură mai cu completez olandezii, dacă ai e pe spus de gen. olandezi și aș vrea să te completez. Sunt foarte mulți olandezi în Franța, multă lume nu cunoaște, foarte mulți olandezi în Franța, iar ceea ce poate mulți nu cunosc iarăși, olandezi, sudafricani de origine olandeză sunt foarte mulți, pentru că fiind o fostă colonie a Olandei, foarte mulți care vin pe filiera Africa de Sud vin în Olanda și din Olanda pleacă în Franța, iar acum mai nou, foarte mulți tineri jucători din Belgia pleacă la academiile franceze. Am vrut doar să fac paranteza asta, te rog, ca să înțelegem cum au crescut aceste țări. Se Era frumos. dezvoltă, din păcate, mai repede și asta e simplu. Au foarte mulți bani, pun foarte mulți bani în club, Dezvoltare, da. dezvoltare
Și chiar dacă bugetul, să zicem, Belgia e mult mai mic decât bugetul a federației, vorbim de federație aici, decât cel României, au foarte mult club, foarte multe cluburi. Și bineînțeles, foarte mult club, foarte mult licențiat și atunci automat mai, iese mai câțiva jucători, mai mulți jucători decât în România. Dar ca să revenim un pic, românul, dacă vorbim de jucători seniori, românul nu mai vrea să pleacă sau vrea să pleacă, dar are așteptare foarte mare. Salarii foarte mari în România, sunt salarii foarte mari în România, sunt niște cluburi care dau salarii foarte mari și atunci, deja la 19-20 de ani, sau 18 ani, deja câștigă peste 1000 de euro. Și faci numai rugby. Nu e un salariu foarte mare, 1000 de euro, dar la 18 ani să ai 1000 de euro să faci numai rugby, e un salariu destul de bun în România. Și atunci te duci în Franța și vrei și tu 1000 sau peste 1000 de euro, pentru că de ce se pleacă? Vreau peste. Și atunci aici a scârțit. Că nu înțeleg că trebuie să ajungi acolo, să dovedești și după poate o să câștigi. Poate, o să câștigi de 10 ori mai mult. Da. Dar trebuie să dovedești și Păi, atunci trebuie să ajungi acolo cu un salariu mai mic. Că nu ești cunoscut în Franța. În țara ta ești cunoscut, dar în Franța nu ești cunoscut. Acum vorbim de jucători seniori care, să ziceam că sunt deja internațional, normal că nu vin în Franța pentru 1000 de euro, dar la fel, sunt salarii mai mici. Din păcat, cam așa este la nivel de federal 2, 1, național 2, național 1, cam așa e nivelul, să zicem, ca în România. Și atunci când nu vorbim de pot de 2 și top 14, deja aici nu mai este nivel de Super League sau de DNS, asta e clar. Dar asta sunt salarii și din păcat în Franța câștig mai bine la în Federal 1 decât, sau în Federal 2 decât în Național. De ce? Că tu în federal, tu doi muncești. Dacă ai mai făcut și studii și ai o meserie, poți să câștigi un salariu destul de bun la muncă, plus un salariu la rugby, plus niște primi, plus etc. și ajungi la un salariu mai bun decât un jucător profesionist de național. Dar românul, dacă este profesionist, nu vrea să muncește. Sau foarte puțin vor să muncește. Și atunci aici e un problem. Nu e complicat. Cu Franța e complicat. Ori ești foarte bun și atunci ai dovedit că ești foarte bun și ai un joc la un post care este căutat, că în Franța nu mai ne interesează alt post decât linia a doua și pilier dreapta. Și poate un 10-15 care transformează și care un șut are 90% medie procentajul de transformare. Cam așa sunt căutare în Franța. Eu am mulți copii care mai sunt și care vor în Franța, și care joacă aripi, care joacă centru, care joacă linia a treia. Nu se caut. Din păcate nu se caut. Eu fac tot posibil. Dar în academie mare, vorbim de academie mare, nu caut. Avem destul francez linia a treia, avem destul francez aripi, avem destul. Ori ești un tip cu un profil foarte, cum se spune, impresionant. Ai 2 metri și 100 de kg și joci centru și atunci poate da, o să se uite la tine. Dar în rest, nu. Prefer să iau un Fijian, prefer să iau o colonie. În Franța avem o Alice e Futuna. Sună ciudat în română, așa se numește insulă. Cum știți, lângă Tonga și așa, unde acolo sunt academii deja, statul Zan, toate sunt acolo deja prezent și au jucători, cum se vede. Franța, acum la Național Franța, ați văzut că sunt destul de multe de acolo, din insulă Pacific. Și tot e deja pregătit. Și atunci de asta, căutare este linia a doua, pilier dreapta, la academie. La senior este la fel. Și după vine regulă, vorbesc mult, dar după vine regulă de GIF, cum ați auzit, cum știți foarte bine, GIF, unde dacă nu ești format în Franța, ești străin și atunci străin la fel. Doar pilier dreapta, linia a doua. Asta este. Bun, și atunci vine Mai... următoarea întrebare. Scuze-mă, spune Cătălin. Da, uite, pot să mai completez. Mai sunt jucători din România care merg în teste. Da. La Under
15, under 16, under 18. Și vin de acolo oarecum vin dezamăgiți. Pentru că au foarte multe lipsuri. Lipsește foarte mult ABC-ul. Sunt bun, nu știu, dau exemplu doar pe apărare. Sunt bun doar să dea cu șutul. Dar nu sunt compleți. Ceea ce se cere la nivelul ăla, exact ce ai punctat și tu, trebuie să fie o excepție, să fii mai bun sau măcar cel puțin ca să te țină în academii sau să te țină la club mai departe. Mai ales în Franța, asta pentru mine un punct mare, un punct negativ, este că au rămas cu criterii. Criterii de înălțime, criterii de greutate. Am Un înțeles. linia treia trebuie să faci minim 1,90. Dacă nu are 1,90, nu e bun. Ce e o prostie pentru mine, că sunt jucător. Sunt exemplu, mult exemplu în Africa de Sud, de a fost capitan a Africa de Sud, avea un 80 și ceva. Da. Așa e, așa e. Fury, Fury, la fel, are 1,72 și e linia treia. Păi Bine, sunt excepții. În Franța, din păcate, nu. Nu se uită, nu se uită. Trimiți CV-ul, poți să trimiți sau te duci la test și nici măcar se uită la tine. Asta e prea mic. În linia a doua trebuie să ai 1,95, minim. Dacă nu ai 1,95, un pilier, dacă nu are un pilier dreapta, dacă nu are la fel 1,80 și 120 de kg, la fel, nu se uită la tine. Și la testele astea sunt zilele de test organizat, să zicem, de un club, să zicem, de Toulon, când organizează un ziua de test, sunt 200-300 de copii. 200-300 de copii, bineînțeles, francezi sunt privilegiați, normal, costă mai puțin în Franța. Și după ne uitam ce mai apare. Normal că poate să vin din România, poate să vin din Olanda, poate să vin din Spania, poate să vin de peste tot. Și aici e baterie mare. Dar mai sunt mulți jucători români, sunt care au fost acceptați la academie, dar care au refuzat. Am auzit și chestia asta. Păi au refuzat exact de ce ai spus tu. Partea financiară, că ei se așteptau Un la jucător de la sume echipa mult mai națională mari. foarte cunoscut, care ați avut la podcast, da, a refuzat. V-ați spus că a refuzat. Alin Conache, putem să-i Da. spunem. A refuzat, da. Mare Da, parte este. eu aș fi mers dacă eram Conache, eu aș fi mers. Adică avea tot Da. timpul lume să crească. Bine, asta aș fi Nu făcut. putem să spunem. A făcut o cupă mondială, a rămas, a reușit. Deja a reușit. Acum, într-adevăr, poate putea să câștigă financiar mult mai mult bani, deja acum. Da, într-adevăr. Dar la vârsta lui putea să câștigă poate de 5 ori ce câștigă acum. Corect, corect. Vreau să te întreb, am văzut de curând, l-am avut și la noi, la Rugby Mania Junior, pe Sebi Tofan. Tu l-ai ajutat să ajungă la domnul Nu, Tincu? Nu, n-ai nu, nu. fost tu. Cred că Dar... direct s-a vorbit cu domnul Tincu, cu Marius. Nu ajută. Eu am mai jucător tiner și am un jucător care sunt român, dar ne crescut din Franța și care ajut. Aia, pe. Am altă întrebare. Bun, dacă în Franța nu prea mai sunt căutați jucătorii români, unde mai sunt căutați jucătorii români? Și pe lângă chestia asta, unde sunt căutați, ce pretenții au jucătorii români? Pe lângă ce pretenții au și poate și ce dificultăți întâmpină în activitatea lor. Chiar sunt curios. Unde mai sunt căutați jucătorii noștri și cu ce probleme se confruntă ei în activitatea pe care o desfășoară? Căutați sunt căutați în Franța, să nu sunt căutați în Franța, dar la nivel mai jos. Nu este un problem. La nivel mai jos se uit la orice nație și bineînțeles la român. Dar în top nu mai e căutat fiindcă nu are nivel de top momentan. Părerea mea este că sunt câțiva jucători de la echipa națională care au un nivel de Pro D2, cel puțin, dar nu sunt GIF. Și atunci asta este problema. În altă țară suntem apreciați în Spania. În Spania suntem apreciați. Suntem
și în toate țările astea de Europa, în Georgia la fel se uită, în Polonia, unde au început un campionat destul de bun, crește fiecare an. Și după aia, nu lucrez cu toate țara, nu prezintă jucători români, ci jucători români vor să ajunge în Franța sau în Anglia, cam asta este cerințele lor. Știu că l-ai propus, nu știu dacă e bine să zic așa, dar să spun așa, îl cunoști pe David Gerrard. Poți să ne povestești puțin despre el? Noi l-am avut și aici în podcast, a fost foarte amabil și a răspuns invitației noastre și multă lume ar vrea să cunoască mai bine pe David și tu, poate fiind o cunoștință de-a lui, poți să ne-l prezinți din punctul tău de vedere. Calitățile lui, poate punctele mai slabe, pe ce se axează el atunci când selecționează, ce se întâmplă acum. Noi bănuim că el acum este în căutare, încearcă să testeze cât mai mulți jucători, să le vadă nivelul, să le vadă potențialul. Bineînțeles, acum nu te mai uiți la rezultate când cauți jucători, dar totuși oamenii nu gândesc la chestia asta, toți se gândesc, domne, am la bătaie. Toți așteptau, adică dacă vine alt antrenor, să vină cu bagheta magică și acum să batem și Georgia imediat. E greu, dar nu știu, sper pe viitor să reușim chestia asta, deși lucrează tot, știi, cu materialul clientului, știi, și când n-ai de unde să alegi, când ai aceiași jucători și jumătate de echipă sau o echipă e accidentată și când cealaltă nu e accidentată și vin cei buni, dar se accidentează ceilalți, e destul de greu să ai un lot competitiv. Spune-ne puțin despre David Gerrard, care este, nu știu, opinia ta despre el, cum îl vezi tu, crezi că va rezista în presiunea asta cu toate lipsurile pe care le oferă, din păcate, rugby românesc? Nu prea sunt puncte care să-l ajute în activitatea lui. Da, David este un prieten, ne știm de ceva ani, câțiva ani. Bun. El este un nume în Franța. Chiar dacă este ca un antrenor, este tiner, între ghilimele, este un nume. A jucat la cel mai mare club din Franța, Stade Toulousain. Are două selecții cu Franța. Dar dacă și ca jucător și ca antrenor, bineînțeles, la Lyon, Montauban, Pro D2, și e foarte cunoscut în Franța, și e apreciat. E o mare atu să-l avem, cred că e un mare atu, și staff-ul care are este un staff destul de bun. Eu cred că o alegere bună pentru România. Și cred că poate se face ceva. Dar trebuie să-i da posibilitatea să face ceva. Donc, trebuie timp, bineînțeles. Rezultat pentru mine, rezultat sunt bun, nu sunt bun. Sincer, anul ăsta, mai ales că nu e important pentru calificare. Este un pic important pentru loc, în fine, nu o să intrăm în detalii, dar nu e un an de important pentru De calificare și calificare atunci, pentru. da, și atunci e bine să testezi jucători, dar din păcate nu a reușit să poți să testezi tot jucători. Cum știți, 17 jucători care erau, să zicem, prima echipă, nu sunt, nu vin. E foarte greu să iau o echipă după un an de Cupa Mondială. Un an după Cupa Mondială, de exemplu, asta e rolul meu de agent, știu, foarte mult club, bineînțeles, nu le mai dau drum. Fiindcă ai fost Cupa Mondială 3 luni de zile, ai ratat pregătirea, ai ratat așa, nu poți să te lase să pleci. Într-adevăr, n-au voie să nu te lase să pleci, dar au o înțelegere, între ghilimele, amiabil cu jucători. Uite, am lăsat la Cupa Mondială, nu mă duc. După aia intră familie. După aia sunt multe lucruri. Plus asta, Cupa Mondială înseamnă că au venit niște jucători, nu români neapărat, din toate pe participanți la Cupa Mondială, sunt mulți în Franța și au jucători accidentați. Și atunci când n-ai noroc, n-ai noroc. Sunt mulți jucători care de la noi care sunt accidentați, dar sunt mulți jucători de la echipe care sunt accidentați și atunci nu poți să îl liberezi pe român, că eu am nevoie de el.
Corect. Și, într-adevăr, anul acesta n-a avut noroc deloc, David, fiindcă nu a putut să testeze toate jucătorii, sau se vede, nu e vorba de testat, dar se le văd pe ei. Și eu o să mai ai timp, fiindcă recul ăsta se termină acum, mai e un meci și se termine, și după intră meciul din vară, și acolo cred că o să cheamă tineri, mai mult tineri, presupun, și acolo poate o să aibă noroc să se văd pe toți care n-au putut să vină, să vină la vară. Știu că o să face poate cred că o să plec în Franța o săptămână la un conturnament. Nu știu dacă e stabilit, sigur, dar asta am auzit de la mai multe persoane. Și după plec Canada. în America de Sud. În Canada. Jucăm în Canada. Da, USA, Canada. Și USA? Jucăm și cu USA? Ce știu eu, sunt două meciuri, da. Canada și Statele Unite, Da, spune, spune. Și Nu. atunci acolo se pot se testați al jucător și se pregătește pentru 2025, unde aici o să fie mai interesant. Poate am văzut că e deschis, eu am vorbit cu el fiindcă m-a mai contactat el pentru niște jucători care reprezint în Franța. Sau care cunosc, într-adevăr, poate nu le reprezint, dar le cunosc bine, pentru jucători, niște jucători tineri. Și, într-adevăr, fiindcă am vorbit cu jucători, m-au zis, da, m-a fost contactat de David pentru să-i trimit meci și jucători de Federal 1, Federal 2, chiar, dar tineri, care sunt români, născuți în Franța, și nu, care are chestia asta să se uită și cred că i-a spus la mai multă jurnalist că nu contează nivelul unde joacă. Dacă omul este motivat și dacă omul rupe tot în Federal 2, să zicem, de ce să nu luăm pe cineva din Federal 2? Chiar dacă e nivelul jos. Acum. Da. Chiar am fost contactat de un și am vorbit cu un băiat, încerc scuze, îi scam numele, am problema asta cu numele și spunea că anul ăsta se bate să promoveze în Federal 1 sau așa și i-am propus după ce, dacă în cazul în care când se termină cu toate calificările și toate astea, dacă dorește să-l avem, tot așa este un tip tânăr, mai este și Tala, sau nu mai știu cine mai e prin Franța, nu? Dacă nu mă înșel, nu Tala, mai este un... Alai, funcționează. Da, și mai e un băiat, tot așa, îi scam numele, care tot e prin Franța și mereu îl văd prin postări și nu l-am văzut deloc adus, și e pilier, dacă nu mă înșel. Buruiană, care e trăgător, este la Bordeaux, nu înțeleg de ce nu este chemat. Poate a fost chemat și nu poate să vină, n-ai de unde să știi, știi? Da, posibil. Și mai sunt câțiva jucători interesanți tot așa prin Franța și prin Spania. Am înțeles că mai sunt vreo 3-4 jucători români de În viitor. Italia. În Franța. Italia, da. În De Franța ce? sunt Da. cei mai mulți. Dar Este un an în care are timp Gerard să vadă jucători și în special până în vară. Consider că eu doar un punct de vedere. În noiembrie, mai sunt meciuri și în noiembrie, nu? Deja acolo trebuie să închegi o echipă, să faci conexiunile. Pentru că tu pregătești echipa pentru calificare la Cupa Mondială. Și dacă până în noiembrie tu deja nu știi, dar cred că nu asta e o problemă a antrenorului. Că dacă începi să-ți accidenteze într-una jucător, e foarte greu să închegi o echipă. Că și acum, probabil și-ar fi dorit să aibă un schelet de echipă care să meargă, nu? În prim 7, 10 jucători, 12. Dar dacă tot s-a accidentat pe bandă luată, e cam greu să închegi o echipă. Și de asta spun că anul ăsta o să vadă cât mai mulți jucători și din noiembrie la meciuri test deja să-și creioneze echipa pentru calificare la Cupa Mondială. Că avem nevoie, că se vede de vreo 2 ani de zile, de când a fost schimbat Andy, după aia a venit Eugen, acum a venit iar un nou antrenor, se vede că nu sunt legături de joc, deloc. De loc nu există coeziune, nu există nimic. Fiecare cam joacă ce-l duce capul și cât poate. Exact ce a zis și zi la interviu Simionescu. Am jucat cât am putut sau ce am putut. Da, Da. tu
Crezi că David este susținut de federație cu adevărat? Pentru că mai circulă niște zvonuri așa pe piață, nu vreau să le mai dau curs. El ce simte? Este sprijinit? Îi se va da credit în continuare? Nu știu, el e susținut, el e secționar, el e șeful. A trebuit să fie el șeful, el are un staff care a ales și atunci eu cred că el se simte foarte bine și se simte susținut de federație, cu siguranță. Nu sunt în capul lui, dar așa cred. Așa cred. Acum, viitorul o să ne spune, dar federația a trebuit să-i lasă să muncește și să-i acorde timp, okay? Cum nu a făcut în trecut, poate cu un alt antrenor francez. Eu acum nu cred că e cazul să vorbim despre asta. Eu cred că federația are toate. I-a lăsat toate, cum se spune, nu știu cum se zice. Dar Le-a lăsat are. mână liberă. Le-a Are lăsat lăsat mână mână liberă să... liberă acum. Și din păcate, cum am zis, nu beneficiez de tot jucător. Poate sunt, m-am văzut că sunt oameni supărați că vedem același jucător, vedem oameni din campionat, le știm, iar același jucător care le știm, care am văzut poate la Cupa Mondială. Asta sunt jucători. Asta sunt jucători. Nu vin. Alți nu vin, alți nu pot, alți sunt accidentați. Asta sunt jucători care avem, facem cu ce avem în perioada asta. Sper la vară să se calmeze toți, încă noi și putem să vedem alt jucător, poate mai tineri, care nu am văzut până acum, dar nu sunt foarte mulți. Nu sunt foarte mulți, să nu credem. Sunt foarte puțini. Eu am o listă de toți Păi din... jucători care sunt în Europa, toți jucători români care sunt în Europa, făcut o listă, făcut de un prieten și cu ajutorul meu, și nu sunt mulți deloc. Nu sunt mulți deloc. Cu atunci nu le știm, poate, dar Păi... cred că le știm și nu sunt. Din Cu păcate. patru Și sunt echipe în mulți care la nivel foarte superligă... jos, că nu poate să Da. ajungă niciodată la național. Și care au deja 25-26 de ani și joacă la un nivel amator, 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 cu doi antrenamente pe săptămână. Și e foarte greu la vârsta asta se ajunge în top. Nu sunt. Și atunci facem cu ce avem. Încă, da, sunt niște copii în țară, mai avem niște copii în țară, nu zicem tot timpul să negativ, să ne fim negativ. Sunt niște copii în țară care poate să ajungă. Dacă vorbiți cu Daniel Mitrea și vă duceți la echipa lui, vedeți niște jucători care au talent. Dacă mergeți la Pantelimon, la Tudorel, vedeți niște jucători interesanti. Nu sunt zeci, dar sunt câțiva care poate să ajungă. Dar trebuie ajutat, trebuie. Îndrumați? Avem un Da. ochi pe el și asta vrea David. Asta are un proiect, din ce am înțeles, și cu jucători tineri, să ajută, ce v-ați spus și vouă, să ajută cu ajutor și cu World Rugby și cu mai mulți, au un proiect unde să le urmăresc. Nu să fie abandonați, cum poate erau înainte. Acum chiar o să fie Introduși în meciuri la introdus. 19 ani, noi jucam pentru echipe de seniori, pentru echipa națională. Da. 19 și 20 de ani aveam meciuri. Cel mai bun exemplu, bine, este în Franța, dar domnul Adrian Mitu, 19 ani, a jucat. Și a jucat 70 de minute meciul trecut. Și probabil că o să joacă și la următorul meci, dacă este convocat. Bine, el e format în Franța, e altceva, dar e un jucător tiner care a jucat. Și a jucat foarte bine. A jucat foarte bine. Avem jucător din țară, este o aripă. Neagră. La fel, jucător tiner, care și el e acolo. Și sunt sigur că o să explodeze și o să rămân mulți ani acolo. Donc avem, sunt, nu sunt. Trebuie să ne mulțumim cu ce avem. Asta e. Nu trebuie să mai visăm. Asta suntem Da. Ai puțini. ceva informații că vom mai intra curând în Challenge Cup? Nu, n-am informație, nu, nu, nu. Da, pentru că de ce punctez că în toate emisiunile Challenge Cup-ul, sau cum e acum, alta e denumire. Înainte era Heineken Cup și Challenge Cup. Acum e Super Champions Europa, Cup. Super E Europa. Champions Cup și nu mai știu cum. În fine. Da. Și pe noi în trecut, ca jucători români,
în țară ne ajuta enorm de mult pentru echipa națională. Pentru că aveam meciuri în octombrie unde oarecum eram, nu oarecum, eram acoperiți. Ce avem Aveam în acum decembrie. Aveam este. decembrie, ianuarie, două meciuri decembrie, 20 ianuarie, unde noi acolo era o perioadă moartă. Și când am avut cine și capul ăla ne-a ajutat foarte, foarte mult. Pe lângă că jucai cu echipe de top din Franța, din Anglia, în Italia și așa mai departe. Dacă s-ar găsi probabil resurse financiare și bineînțeles și jucători, ne-ar ajuta enorm pe viitor ca să nu mai existe diferența asta de pregătire dintre jucătorii români, cei din Franța care mai vin și echipele. Știm foarte bine, Georgia, care au jucători în mare parte în Franța, Spania, care au jucători probabil în mare parte și prin Franța, Pro D2 și așa mai departe, Portugalia la fel. Ce s-a făcut pentru echipa inițial 2 este Rugby Europe, care a făcut Super Cup. Și atunci unde avem Lupi? Lupi acum o să joacă și o să fie antrenat de David, de staff a Naționala Mare și o să fie o selecție de cei mai buni jucători și acolo o să întâlnim jucători tineri. Deci o Dar să se joacă fie, o să aflăm. este a treia Cupa Europei, până la urmă. Deci e a treia și se joacă, dar nu asta, nu asta e lucru care mă interesa pe mine să jucăm într-o cupă în perioada septembrie-octombrie, în perioadele moarte ale noastre, știi? Ianuarie-februarie, nu, decembrie și ianuarie. Ianuarie. Da, Acolo atunci. se joacă, da, în octombrie-noiembrie. Asta. Octombrie-noiembrie. Unde în Acum, noiembrie. cum a făcut Black Lions? Au câștigat la rând, au demonstrat că poate să participe la o alte competiții și au jucat acum și în a doua Cupa Competiție. Europeană. Cum se chemea, nu mai știu cum se numește, da. Păi e o idee, este o veste excelentă pe care tu ai dat-o acum. Deci vom avea odată lupii care vor continua cu David, care cred că va aduce mai mult tineret ca să Exact. se vadă la joc, dar trebuie să nu uităm, Cătălin, ce a spus și domnul Demici, pentru că și ei sunt interesați să joace în Super Cup sub titulatura de Dinamo. Deci vom avea două echipe, ceea ce pentru mine este o veste extraordinară. Ar fi ideal, ar fi Asta ceva. nu știu. Eu știu, nu cunosc detaliile. Eu știu de Lupi, că știu că Lupi va reprezenta Da, păi cum și se domnul. o Echipa din România. România A, o România A. O să fie o România A. România, da. Și domnul Demi spunea că vrea și el prin Dinamo, așa își doresc. Acum să vedem Înțeles. care vor fi ultimile noutăți, dar dânsul spunea că și-ar dori foarte mult să joace și cu Dinamo, dar nu sub titulatura de Lupi, ci sub titulatura de Dinamo București. Vom vedea lucrul ăsta. No, Spune-ne. aici te întrerup un pic, un pic cam greu pentru Dinamo. Probabil nu o să aibă fizic, numeric jucători acolo. Că dacă se fac Lupi București, gândește câți jucători se vor lași de la Dinamo, câți, înțelegi, de la fiecare echipă. Și atunci nu pot Bine, ar putea să. să-i lase pe cei de la Dinamo Cătă, că ei de la alte echipe și să-i lași pe cei de la Dinamo acolo. Oricum îi vezi, ei joacă în campionatul. E o discuție Da, care știu, ar fi poate frumos să vezi două să echipe, fie. ar fi frumos să vezi două echipe, dar nu cred, mi-e greu să cred. Dar cine știe? Cum vezi tu meciurile echipei naționale? Că de multe ori pe noi ne chinuie, pe tine, la tine cum e? Eu sunt un expert, nu pot să spun, dar din punctul meu de vedere, sunt niște meciuri foarte, foarte greu, da. Foarte greu. Meci cu Polonia a fost destul de ok. E primul meci, a fost primul meci, o echipă mai slabă, clar, e mai slabă. Polonia, campionatul Polonia e destul de bun, încep să se ridic, dar na, jucători polonezi nu sunt încă top, dar crește, fiecare an crește, asta ne-au demonstrat, că ei crește fiecare an. Noi stagnăm. Acum sperăm că o să creștem și noi cu un antrenor ca renume, ca David. Dar la fel, e greu. Nu pot să. Eu nu mă uit la meciul și fac o comparație cu ce a fost înainte, sau de Cupa Mondială. Nu pot să. Meci de Cupa Mondială, acum nu pot să le compar cu meciul de REC.
E greu că nu ai echipă care... Nu ai cea mai bună echipă. Nu joc cu cei mai buni jucători. Bine, pe urtie cei mai buni jucători. Cei mai buni jucători e greu de spus. Cei mai buni jucători de ce? Joc, că joc în Franța, nu sunt că e cei mai buni jucători. Dar e greu să... Teoretic, cu prima echipă nu ai jucat. Și atunci nu poți să compara România. România, cum a jucat acum cu jucători, să zicem, de nivel diferit, s-a arătat că e un nou staff. S-a văzut că nu, cum zicea Cătălin, că nu încă sunt închegat, nu se știe, că într-adevăr s-a schimbat fiecare meci, apoi s-a schimbat echipă. Șarnieră, 9-10, jucam cu un 10 care nu este 10. Okay? Alin este un foarte bun dămiu pentru mine, dar pentru mine nu este un 10. Și Asta am spus eu. nu avem un 10 cu experiență, între ghilimele, de nivel internațional. Păi de ce nu, Și aici te întreb, de ce nu a fost încercat din punctul tău de vedere al jucătorului, de un play care este 10 de meserie? Bă, îl încerci, până la urmă e un cen, unde nu ai prea multe de pierdut. Nu știu, alt 10, care joacă 10? Boldo probabil accidentat, de aceea nu a fost în continuare, nu? nu e accidentat. nu e, poate Bordeaux nu a confirmat la Eu antrenament, am cum să înțeles, spuneți. nu a Poate confirmat. Plaia Boldo. s-a încercat cu Plaia, că a jucat Plaia acum jumătate de rău, 30 de minute Da, a da. jucat. Și a venit deja de două meci la Pentru pregătire. punctul meu de vedere, o confirmare la un jucător e să înceapă două, trei meciuri ca titular. Atunci, Da, ai o dacă confirmare de la el dacă merită să fie în primul 5 sau dacă nu. da. Se ducă 20 în sus. Fii atent, o chestie foarte. Numai la asta. O Nu e chestie. numai la meci, nu, poți scuza-mă, nu e numai la meci că poți să-ți dai seama. La un antrenament, câte un antrenament au, văd foarte multe lucruri la Da, tu patru te antrenamente. antrenori, e clar, dar stai de atâta timp în România, nu? Sunt Da. jucători în România care sunt jucători de antrenament și jucători de meci. Da. Bine, nu eu cred că e vorba neapărat Orice la țară. echipa națională, că la echipa națională cam tot se comportă cum ar trebui să se comporte un jucător. Ceea ce nu se întâmplă și la echipele de club. Adică la echipa națională cam toți dau 100%, la echipele de club nu. De-aia zic că de multe ori na, nu prea dai seama la antrenament. Bine, ca antrenor cu experiență, imediat îi simți, îi miroși care El cum. vino să repede, da. Dar în România, la echipele de club, sunt jucători de antrenament, nu de zup tot. Deci se mănâncă și când avem meciul sau erau meciuri, scârțiau. Da. Exact. Păi, uite, de exemplu, o altă, să spun eu, o greșeală strategică, da? Alin s-a dus la Steaua și îl aveai pe Vauvasa numărul 10. Și tu puteai închega cuplu, îl aveai și pe Sturgiu acolo. Și puteai închega nou cuplu, nou 10 al naționalei. Și l-a lăsat pe Vauvasa să se ducă la Dinamo. Și oamenii ăștia, adică, sudau, pentru că ei nu doar jucau împreună, se antrenau împreună, se cunoșteau. Tu vorbești că eu... Făceau relațiile de joc, sunt niște automatisme, e Corect. normal. Eu tot timpul vorbeam cu 10 și îmi spunea, depinde, spunea, unul avea mai mulți, am jucat cu mai mulți și unul spunea, vreau mingea mai în adâncime, pe loc. Altul vrea pe poziție viitoare să o dau în lateral, cum ar fi. Altul vrea să intre în ea. Cum spunea Cătălin, ai niște relații de joc, te cunoști, știi cum să-i dai, deja nici nu te mai uiți, că tu știi că el e acolo. Tu deja când ai deschis-o, tu știi că el deja e acolo, nu mai trebuie să stai să te uiți după el sau te vorbește cu tine, vezi că m-am dus, îi recunoști vocea. Nici nu trebuie să mai auzi, să te mai auzi, că Eu tu mai, da. Eu mai am o auzi. chestie legată de echipa națională cu Tevita, Manu Mor. De ce joacă aripă? Eu asta nu pot să înțeleg. Ai 120 de chile, 115 că tu avea, și îl ții la aripă. Eu cred că alerg mai repede decât el, dacă Dar mă... nu-i vorba. Nu, nu, M-am are. dușat Bine. 20 de kg, zău așa. El are viteză Glumesc, spre glumesc. medioi. Dar de ce să nu te folosești de el la centru? Unu. Mai mult. E doar o părere.
De ce să Eu nu glumeam încerci și un îmi meci spuneam în că care alerg mai repede decât el. tot Am e făcut un un cerc în disclaimer. care vrei să vezi jucătorii și tot îi schimbi, pe Tevita l-am văzut și la Cupa Mondială la aripă. Nu are, în joc, știm foarte bine, un jucător masiv, la aripă l-ai pierdut. Că are balonul și scară metri cu oamenii în spate și dacă n-am. Și cu Portugalia a cărat două, trei mici, dar au venit titirezea imediat sub el și nu l-au lăsat prea. Și de ce să nu joci un pic la 12? Să vezi cum se mișcă și la 12. Ca să strâng un pic acolo oameni. Nu știu, e doar o părere. Bagă și la 12 odată, că tot e genul ăsta. Eu, de părerea mea personală, nu are nicio, doar personal, de strict de numele Da. meu, centrii trebuie să au viteză. Centrii trebuie să știi să placeze și trebuie să ai viteză. Păi și Și acum la aripă. ai deschis cutia Pandorei, stai așa că ai Și deschis. la aripă. Centri, am zis, nu aripă. Da, dar ai deschis cutia Evita Pandorei. în momentul de față cu jucători care avem liberi. E greu să te lipsești de un jucător care poate să care baron, se avanseze, se țin, are și viteza pentru profilul lui, are o viteză destul de ok, nu are viteză de De aripi reacție. internațional de Da, top, nu are viteză de reacție. Nu e explosiv, dar nu are lui. la 38-40 de kilometri, dar cu jucători care avem acum, De este un ce? De jucător ce? care trebuie să fie acolo. Nu știu dacă trebuie să fie titular, dar trebuie să fie acolo. Dar Nu, nu, dar a zis nimeni că nu trebuie să fie în echipa națională, nu. Eu îl văd, pentru că am jucat mult timp cu el, mai mult la centru. Nu de aripă. Pentru că fiind un jucător masiv de 120, consider că ar atrage mult mai mulți jucători în apărare, din apărarea adversă, bineînțeles, decât la aripă. Adică ar dar fi mult mai util. Spania, bon, hai să zicem de Spania, poate nu v-ați uitat la meciul toți. Portugalia are un jucător de 120 de kg. Petru Acaia, La Petris Vetuș? centru, la centri, Sorari, nu. Păi nu au, dar Sau ai... Franța, de exemplu, are jucători de 120 de kg? Poate da, are. Nu știu dacă are Era 120 de kg. Pastaro. Era Danti? Pastaro. Danti cât Dar are? alerg mult mai repede. Alerg mult Da, mai dar... repede. Nu ne Da, comparăm cu Franța, dar... dar eu Eu erau zic că ești caterică. mult mai expus la aripă decât la centru. Legat de ce vrei tu și în apărare și în atac. Ești mai expus la aripă decât la centru. La centru ai oameni stânga-dreapta care te mai pot ajuta la aripă. Pe Linie vremea ta, doar. Caterin, cine juca centru? La echipa Centru? națională. Păi era Gal și Da. Dimopte. Bine, când am activat eu la echipa națională, era Romeo Gontineac, Erau jucători de Săoane. 100, 100 de chile sau sub 100 de chile, de fapt. Erau Și jucători explozivi. revenim acum la fel. Rugby modern este jucător cu viteză. A demonstrat Portugalia că se joacă cu viteză. N-au, nu știu dacă v-ați uitat la Spania, Portugalia, Spania, la fel. Mai Nu uitat. mai jucători cu viteză. Și asta, din păcat, nu sunt foarte mulți, în momentul de față, la echipa care avem acum, nu sunt foarte mulți jucători de viteză. Da, uite, poate sunt subiectiv că... Viteză mare, care alergă repede, da, pentru că o Superliga, o campionatul nostru, da. Dar pentru nivelul internațional, Stai așa. Deci, poate sunt subiectiv. Stai că nu plecăm, nu plecăm. Nu. Deci poate sunt subiectiv, cu siguranță sunt subiectiv. Dar nu înțeleg Lămboi, de ce nu este încercat mai mult și nu se dă mai multe șanse la aripă. Lămboiu e de la Baia Mare. Pe lângă chestia asta, Da. stai așa puțin, uite, Tu până faci tu, am primit până un stai, mesaj da. pe Instagram și vreau să-l citesc. L-am primit mai de mult. Dar E acum fragilă este, sau mână? dai, nu, în legătură cu chestia asta, cu jucători. Și așa, bună ziua, Pro Rugby, nu știu cine este. Este o asociație care are grijă de jucătorii care nu au avut șansa să joace la echipele de top sau chiar echipa națională. Avem în subordine 27 de indemnizații care motivează pe fiecare jucător în parte. Deci nu cunosc asociația aceasta, e prima oară când am luat legătura și am primit acest mesaj. Și poate pe aceasta le-am dat numărul meu, poate văd și podcastul ăsta și mă contactează că aș vrea să vorbesc cu dânsii. Dar vreau să citesc mesajul ca să înțelegi unde vreau să bat. Avem în subordine 27 de indemnizații care motivează pe fiecare jucător în parte. Avem jucători cu un potențial imens, doar că nu-i caută nimeni din diferite motive. Ce ar fi de făcut să-i scoatem în față și să aibă șanse egale
ca ceilalți. Nu cred că îți poți da seama de un jucător dacă nu-l ai în subordine, nu-i așa? Jucătorii pe care noi îi îndrumăm pentru loturile naționale de senior, Sevens și 15, sunt următorii. Și îmi dă câteva exemple. Niță Marian, Zamfir Cristian, Bercu Codrin, Papaiani Daniel, Nedelcu Ștefan, Toma Mârzac, Melniciuc Ovidiu și Harasim Alexandru. Am enumerat doar câțiva. Credeți că este posibil să facem o petiție sau ceva? Itoje de la Anglia, când a fost chemat pentru prima dată la lotul național, a fost jucător în Liga a patra, după care a semnat cu Saracens. Și, Păi a fost de deci, la echipa națională de juniori. nu, la senior, spune. Nu, e adevărat. Așa a scris, acum poate Nu, am nu, nu, înțeles eu. greșește. Nu, 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 nu. Eram acolo, nu, nu. El a venit de la Academie și a Da. început să, aici legat de Itoje, cam știu perioada. Poate la Under 20 sau Under, ce mai aveau ei pe acolo. Pro rugby se numesc dânsii. Dacă au auzit, le fac o invitație să vorbim. Deci n-am nimic ca... Le-am lăsat numărul meu, nu m-au contactat. Poate pe viitor... Mă, Dar uite, sunt pentru. niște nume pe care Da, mă, niște oameni le propun. pentru Gerard e timpul prea scurt acum ca să-i vadă pe toți jucătorii. Că îți dai seama, sunt, probabil mai sunt ceva jucători. Are timp până în noiembrie să vadă. Păi, o să vadă și el campionatul românesc. Nu, că el n-a văzut. El nu știe campionatul românesc. O să ia parte la meciuri, o să aibă video de la diferite O echipe să și merge atunci la o să-și toate facă și cluburile. el. O să-și facă și el o idee. Acum, legat de treaba asta ce spui tu, puteți să-l invităm încă o dată și el o să spună de ce nu folosește jucătorii ăștia. Poate nu-i cunoaște, acum o să-i vadă și așa mai departe. Noi doar ne dăm cu părerea, nu știm exact Alții cum întorc. gândește el ca antrenor, ce mentalitate are și ce vrea el să dezvolte la echipa Corect, națională. corect. Mai e alții întorc de la Kemal, de la Timișoara. E jucător polivalent. A jucat și aripă, a jucat, joacă flanker. E foarte bun pe apărare. Deci îmi place foarte mult. Apărarea o face foarte bine. Și pe atac e bătăios, bate linia avantajului. E un nume de care trebuie să ținem cont. Ar trebui să fie acolo, să-l vadă. Bă, Da, Kemal, uite, da, Kemal ai zis bine. să-l Iar vadă. luna a treia. Toți o să fie urmăriți de David. Normal, o să se duc la club, cu siguranță, la fiecare club. Asta m-a și spus când am întâlnit ultima oară. M-a zis, da, o să mă duc la toate club. Știu că, nu știu, săptămâna viitoare deja are niște întâlniri cu club și cu staff-ul de echipe pro. Și Ce mai atunci, cere acum? da, revenind la nume de jucători care ai pronunțat, ai spus din mesajul ăla, sunt deja câteva jucători care au fost la România U20. Normal că toți jucătorii de la România U20, David are listă și atunci le știe. Parte din el le știe cu siguranță. Și unii joc deja în echipe pro. Și atunci, normal că recunoști și că recunoști. Că ai auzit de ei, nu pot să spun că recunosc. Dar o să fie încercat. De asta există lupii, asta o să fie lupii, special pentru să testezi jucători de gen. Și Corect. a spus deja domnul, nu trebuia să-ți trimit mesaj domnul dacă nu a ascultat postcatele tale. David parcă a vorbit de lupii, că o să se Da. ocupe de lupii. Nu putem să cerem tuturor să se uite că sunt podcasturi care sunt mai urmărite, alte nu. Din partea mea, nu că îl fac eu cu Cătălin, dar se spun atât de multe lucruri interesante și oamenii nu urmăresc toate podcasturile și pierd foarte multe lucruri interesante. Iar când văd pe grup, pe Facebook, că pun niște întrebări care de fapt au fost discutate în podcasturile noastre și s-ar fi putut lămuri, mă gândesc, bă, ai un podcast acolo, urmărește-l, că se spun lucruri interesante. Adică l-am avut pe domnul Anatol Curechi, președintele Federației Moldovenești. L-am urmărit, da. Adică, băi, adică pe mine m-a impresionat foarte mult omul ăla. Am primit un telefon de la un prieten de-al meu de care ți-a zis Cătălin și mi-a zis, am văzut podcastul, am văzut vizionările și am zis, nu e posibil așa ceva, calitatea și discursul și felul cum s-a pus problema și cum s-a discutat, adică e o calitate foarte mare și nu spun că facem noi, poate mi se face pielea găină, da? Că facem noi podcastul ăsta. Dar se spun lucruri foarte interesante, frate, adică aducem niște oameni care chiar au ce vorbi și care nu discutăm cancanuri.
discutăm lucruri concrete, lucruri. Bine, mai sunt și anumite glume, că nu putem să stăm E serioși, nu normal, suntem. mă, că nu poți să fii atât de serios chiar în tot podcastul. Fiecare Exact. are câte o Este, părere, câte o este. opinie, de la fiecare e câte ceva de învățat, descoperi lucruri de la fiecare. Se Da. pare normal, că oricine ai aduce, nu știu, și de la un junior, și de la un senior, și de la un amator, tot descoperi anumite lucruri și poate te vor ajuta mai târziu. Pe mine unul, cel puțin, îți dau, uite, pun mâna pe inimă, de când facem podcastul ăsta, Cătălin, și toate proiectele noastre și așa, am cunoscut și am învățat foarte multe. În schimb, am văzut și cealaltă față a monedei. Și uneori nu sunt chiar atât de încântat, îți spun sincer. Și o spun public. De fapt, am mai spus-o și în postările mele pe Facebook. Și să știți că nu doar, iar o să-mi iau mult hate, nu e doar la conducere problema, este generalizată problema. Nu poți să pui vina pe un singur om. Da, poate că și de acolo pleacă multe probleme. Dar hai să ne uităm și cine îl înconjoară. Și după aia hai să ne uităm. E un efect de domino aici, care pleacă de sus, ca mai zis-o. Federație, cluburi, jucători. Spectatori. Și spectator, fan și așa mai departe. Am mai zis-o. Acum trebuie să găsim soluții, că asta e ce am federat, trebuie să găsească soluții. Bă, ce avem? Nu prea avem bani? Câți jucători? Să scoatem 100% din jucătorii pe care îi avem. Să nu mai doarmă pe ei. Atât. Atâta. Cred că pe termen scurt asta poți să faci, să revigorezi un pic rugby românesc și echipa națională. Și pe termen lung, bineînțeles, se știe sportul de masă, adică în copii și juniori. Da. Dacă vor fi Corect. bani prin Să interes. ne ajutăm, că suntem puțini iubitori de rugby, suntem puțini rugbiști, trebuie să ne ajutăm între noi și să terminăm război. Eu asta vede, eu vorbesc ca un român, că sunt 17 ani aici, sunt ca un român. Hai să ne ajutăm și hai să fim deschiși, să lucrăm împreună, să ne ajutăm, că suntem așa de puțini. Asta cu deschidere e un pic mai greu. Și cu ajutorul României e mai greu să te ajuți. Fiecare în bula lui nu vrea să accepte, că asta e marea problemă. Unii folosesc cluburile ca pe jucăria lor. Bă, dacă vezi că nu merge, nu mi-aduc un aport aici, nu se întâmplă nimic la clubul respectiv, nu se dezvoltă. Ca și la federație, adică vă spun, bă, dacă vezi că nu se dezvoltă nimic aici, hai mă, să las pe altcineva. Bă, eu atât am putut, nu pot mai mult. Uite, aș vrea să vină altcineva lângă mine sau să-mi ia locul și hai, Măcar pui lângă bani să tine, da, vedem ce lângă se tine. întâmplă. Poate se dezvoltă, poate e mai bine. Poate. N-avem de unde să știm. Până nu vine altcineva. E, asta e asumarea. Să te recunoști, mă, că bă, ai greșit, nu a funcționat, lasă, poate. Nu. Nu suntem asumați de niciun fel. Mai ales românii, nu. Noi suntem cei mai deștepți, ca mine, nu. Exact cum am zis-o și cu pregătirea fizică și cu structura antrenamentului. De când a venit asta, iară, alt subiect, că intrăm dintr-un subiect în altul. Când a venit Andy. Știi ce am zis lui Andy? Că asta am mai zis-o în toate podcasturile. Zic, Andy, dacă vrei să schimbi ceva la echipa națională și mentalitatea jucătorilor, trebuie să pleci de la cluburi. Păi și să, așa, păi cum? Păi structura antrenamentului pe care o faci tu aici, intensitatea care se face la echipa națională, tu îi aduci la un nivel pe jucător. Se duc la echipa de club. Ce fac? Nu fac mai nimic. Sunt în zona de confort. Și atunci tu, iară, îi aduce aici, iar. Și zic, schimbă mentalitatea. I-am zis, haideți cumva, găsiți o soluție să implementăm structura de antrenament de la echipa națională la echipele de club. Structurile. Sistemul de joc e clar. Ăla rămâne a fiecărei echipe. Nu se întâmplă nimic. Sunt toți reticenți. Și de preparatori fizici. Iar am vorbit și cu Titi Teașcă și cu Bogdan Almăjean. Am mai vorbit cu mai mult. Bă, de ce nu lucrați mă un pic împreună? Să avem cam aceeași structură, cam aceea. Că ăla e mai deștept, că ăla are mai multe facultăți, că ăla e profesor, că ăla las, că eu știu. Păi și ce facem? Iei tu cu Baia Mare un campionat, ia Timișoara mai ia, mai ia Dinamo și echipa națională se duce la vale pe un tobogan că nu mai oprește nimeni. Exact ce ai spus tu, trebuie să lucrăm mai mult împreună, trebuie să fim mai uniți, să fim mai asumați, să recunoaștem, să vedem de unde putem să începem, să reconstruim. Sau Măcar măcar să clădim mai bine ce avem. Sau cât avem cu ce avem. să ajutăm echipa națională cum putem. Acum, clubul îți vede și de interesele lor, e normal, până la urmă. Reprezint clubul, nu reprezint echipa națională, dar da, suntem așa puțin. Ar trebui să existe măcar o deschidere. O deschidere.
Dar hai să vedem că, până la urmă, staful Steaua, de exemplu, s-a schimbat. Rapid, o echipă nouă care a început acum, de un an. Timișoara a schimbat head coach. Dinamo, la fel, s-a schimbat un pic, adică e cam anul trecut, ca anul trecut, dar hai să vedem ce poate să se facă. Și deja s-au fost o schimbare, între ghilimele. Și acum să vedem cum evoluez lucrurile cu, poate cu ajutorul un nou staff a echipa România, care poate se îmbunătățesc un pic, nu Ar știu, trebui, structura. după anul ăsta, cum am mai zis-o, e un an de tranziție, un an de cunoaștere, selecționerul echipei naționale nu cunoaște campionatul românesc, nu știe jucători, are timp, acum o să înceapă, după ce nu o să înceapă meciul în campionat, în cupă și atunci o să-și formeze o idee așa despre fiecare jucător. Alta e să vezi jucătorul live sau pe video și alta e să vină Jeremy să spună, bă, ia-l pe ăla că e bun, știi? Ia-l că eu știu. Sunt două lucruri diferite. De? Nu, a fost un exemplu, nu? Adică că vine cineva și propune, să zic, la echipa națională un jucător față de... Aici am schimbat niște opinii, nu am Da. propus. Sigur, Jeremy, ne apropiem de final și înainte să discutăm despre Arlechinii și despre turneul vostru, vreau să te mai întreb în legătură cu Federația. Cum vezi tu lucrurile? Dacă sunt deschiși la colaborare, dacă vor să accepte și alte idei față de cele pe care ei le au și unele, din păcate, vedem că nu prea sunt ok. Cum vezi tu lucrurile? deschis. Nu știu dacă sunt deschis. Eu, e greu de vorbit, că eu am mai multă șapcă. Prima șapcă, cea mai mare vis-a-vis de toată lumea, sunt agent de jucător. Agent de jucător. Și atunci, dacă ești un agent, e speriat. Toată lumea e speriat de tine. Că ești agent. Conflict de interes. Ce conflict e? Eu asta azi să știu ce conflict e. Fiindcă eu sunt aici, eu am devenit agent ca să ajut echipe din România și jucători din echipe România. Eu am început acum 5 ani în agenția asta de un prieten foarte bun, Dumnezeu să-l ia, din păcate nu mai este Horia Ungur, care el a venit la mine și mi-a zis: păi, de ce nu te faci agent? Că trebuie, ai cunoștințe în Franța, sunt jucători aici care nu au cu nimeni, nu le ajută nimeni. Hai să faci ceva, te rog frumos, hai să încercăm să facem ceva. Și am început cu el. Cu ajutorul lui se creează agenția asta. Și asta am pornit. Și, într-adevăr, eu personal sunt catalogat și de federație, presupun, chiar dacă nu vorbesc cu ei, de un agent. Sunt agent, într-adevăr. Dar aș putea poate să ajut federație mai mult. Cu experiența mea de agent și atunci de cunoștință în campionatele externe, cunoștință de jucător român din alte țări în care vorbesc tot timp. Eu reprezint 70 de jucători, 80 de jucători. Sunt în discuție cu 200-300 de jucători și poate 30 de români. Și urmăresc meci. Mă uit la 10-20 de meci pe săptămână. Highlight, nu mai zic de highlight, de video de jucător foarte mult. Și da, eu aș putea să ajut, cred eu, federație, dar na, încă momentan nu știm foarte bine că e greu să intre în federație, să colaboreze cu federația, ai un parteneriat cu federație. Da, prin cunoștință, prin prietenii, colaboram cu federație, dar nu oficial, să zicem. Nu direct. Nu indirect, da. Am înțeles. Dar, da, eu sunt deschis, chiar fac, dacă se uită cineva, că am văzut că se uită niște membri de federație, că s-a văzut și cred. Și atunci, Se uită la podcast, cred sigur că e se cei uită. care nu mai de la federație, sunt aici, sunt deschis la orice și nu sunt supărat de nimic. Sunt deschis și cred că ar trebui federația să fie mult mai deschis pe oameni din antreprenoriat. Eu nu-mi câștig viața, eu am o companie
și care Dumnezeu e cu mine și Doamne ajută și merge bine și n-am nevoie de un salariu, n-am nevoie de nimic, eu doar vreau să ajut Rugby România și de asta am făcut agenția asta Women, să ajut jucători români și să ajut clubul din România. Nu ca să facă un ban în plus, nu, nu, ca să ajut clubul și atunci poate să și ajut federația, într-un fel, cred, Avem din și noi experiență. niște bani, dacă ești atât de bine și de bunăvoitor. Îți trimitem conturile noastre, Cătălin e primul, nu-i problemă, vorbim. Glumim, acum, ți-am zis că noi mai glumim așa, dar știi cum e, glumim, glumim, dar poate în sare, știi? Timpul, timpul dacă să ar avem, ajuta. timpul, sănătos să fim și timp să avem, că timpul e Păi problema. aia, să fim sănătoși, să fim sănătoși, cred că aia e cel mai important. Corect. Te rog frumos, spune-ne puțin despre proiectul Arlechinii și am văzut și noi am promovat pe grupurile noastre, pe grupul de Facebook Sport for Life Rugby Mania și cum putem să vă ajutăm, ne spuneți. Veți avea un turneu internațional, am văzut, de rugby amator. Poți să ne spui, te rog, mai multe despre lucrurile acestea? În care Arlechinii este o echipă amator, acum fondat în 2011, dacă nu mă înșel. Suntem peste 100 de membru, nu că în București, bineînțeles, suntem Arlechinii București After Work Rugby. S-a pornit, hai să facem un sport, hai să facem rugby, toată lumea muncește, hai să facem rugby după muncă. Și s-a început într-un parc, niște antrenamente într-un parcă era Straul, sau nu mai știu, în Caol, și era Straul și Caol, s-au făcut mai mult antrenament unde era un pic de iarbă și ușor, ușor s-a ajuns la o echipă de 100 de membri. Suntem în jur de 30 la antrenament, jucător, fost jucător internațional, tineret, fost jucător de Super League DNS și jucători care au început rugby la Arlechinii și care au 5-6 ani de rugby la Arlechinii. Și jucători care nu au făcut niciodată rugby și care au două antrenamente. Mulțumesc că m-ai invitat și mulțumesc că pot să vorbesc de Arlechinii. Tocmai am deschis acum o secție de antrenament pentru începători. De 2 săptămâni fac eu, antrenez eu chiar. Pe mine trebuie să mă suport. Antrenez eu niște băieți care nu au făcut niciodată rugby. Sunt niște români sportivi care vor să încerce. Sunt băieți care nu au făcut niciodată sport de la orice vârstă. Avem băieți de 16 ani și de la 55 de ani. Și câteva fete care au mai venit, care mai acceptăm. Și bineînțeles. Și niște străini, bineînțeles. Avem francez, avem englez, avem italian, avem din Kurdistan. Un student din Kurdistan. Kurdistan, Kurdistan. Kurdistan, da. Afganistan, Kurdistan. Kurdistan. Da. Și da, primim oricine în București, ne antrenam miercuri, seara și duminica dimineața. Și Arlechinii de 10 ani faceau turneu în afara, organizau meciuri, cel puțin 10 meci pe an, cu echipe din afară. Turneu în afară, fiecare an plecam în turneu, am fost în Belgia, am fost în Polonia, am fost în Ibiza, am fost în toată Europa. Și am zis, dar de ce să nu organizăm un turneu? Și acum încercăm să avem proiectul ăsta, să organizăm un turneu la începutul verii, un turneu de rugby 10. Rugby 10, rugby 15, nu știm încă. Avem niște cerere, să vedem. Sunt niște echipe, de exemplu, englezi vor tot timpul să joc 15, nu cunosc altceva decât 15. Și echipe din Franța sau din altă țară care rugby 10 e fun. Poți să construiești o echipă mai repede. Și atunci noi jucăm rugby 10, la Arlechinii jucăm des rugby 10 și am creat un campionat, Super 5, singur campionat amator, unde suntem 5 echipe. Și anul ăsta o să se face, bineînțeles, iar 3 sau 4 ori an. Și jucam cu echipă din Băicoi, Oa Băicoi, jucam echipă din Sibiu, jucam cu echipă din Brașov,
și cap cu echipă din Târgu Mureș, și poate altă echipă care o să vin, sau poate echipă din... Nu, eu la de... Încă nu. Am avut Alba Iulia. Alba Iulia au început cu noi. Început cu noi și după s-au Rechinii? înscris. Dar de ce nu intră și rechinii? Că... Pe Rechina am jucat. Cred că am jucat și contra tine, nu? Acum câțiva ani, 10 ani de zile sau ceva de genul. Da, am jucat. Am jucat pe trei, parcă, dacă nu mă înșel, nu? Poate, eram și eu pe acolo. Da. Rechinii au fost, am avut, nu au fost în campionat, dar am avut meciul și turneul organizat cu ei. Suntem deschiși la orice echipă se vine. S-ar putea să vină echipe de U18, care au puțin meci și cer niște meci. Unele echipe n-au meci și vrem să întâlnim poate niște echipe când au solicitat să avem meci. Noi jucam, de exemplu, avem un parteneriat cu Șoimii U18, am făcut deja două meci cu ei. Ce o să mai facem? Au nevoie de meci, au nevoie de meci să se testeze și ei. Și atunci cu noi jucăm rugby 15, bineînțeles. Și da, sperăm să reușim să facem turneu. Deja avem mai multe turneu organizat de noi și o să avem turneu în afara de cel din mai. Și da, cam 10 echipe deja avem organizat care o să vină anul ăsta. Super, super, vă urăm succes. Da, doresc să... Mai vreau să mai spun ceva, într-adevăr că am uitat, dacă mi permiteți. Avem Arikini Kids. Arikini Kids de 4 ani, avem Arikini Kids unde avem 20 de copii, antrenament la fel miercuri, seara și duminică, și avem copii care vor să facă rugby. Rugby adevărat, dar fără niciun stres, fără neapărat competiție în toată țara, se joacă. Se învață un nou sport și se distrează după școală. Da, Just for asta. fun. Just for fun. Exact. Jeremy, aș vrea să-l întreb și pe Cătălin dacă mai are câteva, nu știu, dacă mai vrea să completeze, dacă mai vrea să-ți adreseze vreo întrebare înainte să ne luăm la revedere. Pe scurt, nu. Mulțumesc. Dacă mai ai tu un cuvânt de încheiere, dacă vrei să mai transmiți ceva și poate noi nu am apucat să acoperim prin întrebările noastre ceea ce poate tu dorești să mai transmiți celor care ne privesc, te rog frumos să spui acum. Dacă nu, cine nu dorește să spună, să tacă. Vă mulțumesc oricum pentru invitație. Eu mă găsiți Jeremy în Rockfar, mă găsiți, ăsta e nickname, nu este numele meu, dar e Jeremy Roghi, numele meu adevărat, dar toată lumea mă știe pe Jeremy Rockfar pe rețele de socializare. Oricine e binevenit să discute, sunt discut la orice subiect. Pentru rugby amator, dacă doriți să jucați, dacă sunteți în București și doriți să veniți la noi la antrenament, dacă sunteți un jucător tiner sau nu neapărat tiner și aveți nevoie de un agent sau aveți nevoie de un consilier sau un sfat, sunt deschis oricând se discut cu orice jucător sau club, poate, care au nevoie de ajutor, sunt aici. Mulțumesc, Jeremy. Îți mulțumesc și ție, Cătălin, că ți-ai făcut timp și răspuns de fiecare dată cu plăcere, cu drag și uite câte podcasturi frumoase și interesante facem. Jeremy, vă urăm și vouă succes cu proiectul vostru și mai ales cu ceea ce faci și pe partea de impresariat. Îmi Noi. doresc să duci cât mai mulți jucători tineri în Franța ca să putem să creștem pentru echipa națională jucători de viitor. Și vouă, dragilor, ca cei care sunteți fideli și săptămână de săptămână ne priviți, ne încurajați, trimiteți mesajele, chiar vă mulțumesc. V-am spus, pentru noi nu contează, că avem 1000, că avem 100, pentru noi toată dragostea e acolo și vă transmitem. Și sperăm să aducem oameni cel puțin la fel de interesant precum Jeremy, adică oameni care au ce să vorbească, oameni care știu să vadă lucrurile altfel și să facă ceva pentru rugby, că asta încercăm aici. Să dăm ceva înapoi rugby-ului și să ne creștem nivelul, dacă putem, bineînțeles, cât putem. Și sperăm că pe viitor să ridicăm capul sus.
Domnilor, asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc încă o dată și dumneavoastră la fel. N-ați apucat să vă abonați, doar un click puteți să faceți. Nu vă costă nimic. Sunați-vă nepoții, frații, familiile, prietenii de pe peste hotare și acolo este la fel de gratis. Și abonați-vă la canalul nostru de YouTube, Sport for Life Rugby Mania. Și cam atâta. Să aveți o zi frumoasă. La revedere! Seară bună! Seară bună! La revedere!